clar, da. Dar nu s-a putut. Și atunci ținem această petrecere 3 zile și 3 nopți ca să ducem un pic amarul. Așa. Și astăzi eram la un fat baloane când mai sunat. Am înțeles. Bine că nu te-am prins când s-a dus aerul de, știi, când dacă sufli balonul și dai drumul pormă în gură, ai așa o voce un pic distorsionată. Da, da. Ar fi fost amuzant. Da. Ar trebui să încercăm o dată. Și ați făcut și voi ca în imaginele pe Facebook cu Feonu, știi? Ai văzut? Ăștia când suflă în lumânări. N-ai văzut? Sunt niște imagini faine, parodii, în care copilul stă la masă și are masca aia pe față și ăștia îi spun, bun, acum și suflă în lumânări și el zice că, știi, se uită că și scoate Feonu și... Da. Nu, bun, asta e o idee, dacă o puneți în aplicare. Și, Dina, alte idei, cum te organizezi după ce va trece această petrecere, ce ne poți spune? Cum faci tu cu doi copii, că noi nu prea reușim cât... Da, în primul rând cred că un secret așa e și ar fi să ne regăsim un pic rutina. Știi că de fapt asta cred că e problema tuturora, pentru că până la această situație toată lumea era într-o rutină, copiii se ducea la școală, la grădiniță, părinții la serviciu sau în fine care cu activitățile lui, însă brusc pe termen nelimitat stăm acasă sau în fine stăm din ce în ce mai mult acasă și atunci trebuie să ne regăsim această rutină pe care știi cum e, nimeni nu știe, pentru că noi n-am mai trecut prin povestea asta. Sigur. E ceva complet.